Neața, neața, urșilor! Ia uitați, mi-am pregătit aici o cafeluță. Mi-am cumpărat foarte multe cafele, după cum puteți vedea. De data asta mi-am făcut din asta, cafe o da? Am cumpărat-o acum mai de curând, pentru că asta îmi lipsea din colecția mea. Mi-am cumpărat absolut toate cafele sunt de la Dulce Gusto, sau mă rog, aproape toate. Poate mai înțeles câteva, habar n De câteva săptămâni am cumpărat aparatul ăsta și beau în fiecare dimineață câte o cafeluță. Sunt foarte bune, unele sunt și îndulcite, însă aceasta nu este îndulcită, așa că o voi îndulci cu două lingurițe de miere de rapiță din aceasta, pentru că nu schimbă gustul cafelei, pentru că este mult mai bună decât zahărul, are și mai puține calorii și are foarte multe beneficii pentru organism. Cei care mă urmăriți deja știți lucrul acesta, pentru că ați văzut și singura perioadă de transformare corporală live documentată din lume în care v-am arătat toate mesele, în care am slăbit 50 de kg și am pus foarte multă masă musculară, iar produsele apicole m-au ajutat foarte mult să devin urs. Așa că vă recomand și voi să consumați câte o linguriță două de miere pe zi, o linguriță două de polen sau de păstură. Mă bag să savuresc cafeluța acum și ne vedem mai târziu să luăm prima masă pe ziua de astăzi, să vedem ce mâncăm și bineînțeles o să vă iau toată ziua cu mine să vă arăt absolut toate mesele pe care le-am într-o zi la menținere după ce am slăbit 50 de kg pentru că șeful meu bucătar îmi va găti ceva extraordinar astăzi sau poate deja mi-a gătit, nu știu, pentru că abia am trezit și este destul de târziu. Este posibil să fi terminat deja mâncarea, dar vom vedea când vom coborâ în bucătărie. Pentru prima masă pe ziua de astăzi o să-mi fac două sandvișuri la Sandwich Maker. Avem aici două felițe de cașcaval din asta afumat de la Hockland, Foarte bun cașcavalul ăsta. O să-l tai așa pentru că felile astea sunt mai înguste. Nu mai am felii de toast din acelea pătrățoase. Și asta este va trebui să ne adaptăm, da? Facem și cu felile astea de pâine de la Velpitar, pâine intermediară. Așa, o să punem aici câte o feliuță de cașcaval, câte o jumătate de feliuță și astea le păstrăm pentru a le pune deasupra. Iar aici avem niște ceafă, asta are mai multe calorii, uitați cum asta este. Asta are mai multe calorii, are 204, 250 de calorii pe 100 de grame, dar o să pun mai puțină, da? Este o ceafă afumată, crud uscat, așa. O să punem două, trei feliuțe pe fiecare, în fiecare sandwich. Da? Și după aia venim cu încă o feliuță de cașcaval. Mă rog, jumătate de feliuță. Da? Deci o să punem cam 50 de grame. Cam jumătate din folia asta. Și dacă are 250 de calorii, vin undeva la 125 de calorii. Uitați avem și aici trei feliuțe, dar aș vrea să le desfac un pic și să le pun una peste alta. Așa, ca să nu iasă foarte mult din sandwich în exterior. Și cam astea sunt sandwichurile. Le băgăm la sandwich maker și o să iasă super, super bune. Gata, am scos sandwichurile. Ia uitați cât de bine arată. Păsta l-am tăiat așa să vi-l arăt cât de cât. Se arată foarte, foarte bine și sunt foarte gustoase, vă garantez. Aici am pus niște ketchup. Bine, putem să pun și niște din astea, niște legume, pentru că avem foarte multe legume. Eu uitați, șeful meu bucătar pregătește mâncare. S-a apucat să pregătească ceva de mâncare, ceva gătit, foarte bun. Avem aici și niște cartofi. Face o ciorbă, da? Dar eu pentru că mă trezesc foarte târziu, abia acum iau micul dejun. Și oricum ciorba nu este gata, o să o mâncăm după aia, ciorba o să-mi iau sandwich de sus și o să ne mănânc acolo pentru că am un serial foarte tare la care mă uit acum. Poftă bună, vă urez tuturor! Am scos-o acum afară, direct la baie s-a dus, direct la wc Măiuțu, ia uita și de din coadă. Hai, fetițo, hai! Era venit cu mine prin curte să facă mișcare. Hai, face mișcare? Hai, fetițo, haide, hai, haide! Hai, te dignești un pic? Te dignești un pic, fetiță? Că ai venit mai din față. <gătă -i> Ia uitați-o. Hai, așa, fetițo, așa, ușor. Așa, așa, bravo. Ia uitați așa de din coadă. Bravo, fetițo. Vreau să vă spun că a urcat și scările ieri. Îmi place foarte mult că și dă drumul. Da, fetiță, nu, nu te băga pe acolo, Maia. Maia. Hai pe aici, prin grădină, Plin livadă. Da, fetița mea. Bravo. Ha, ai făcut? Haide, haide, haide. Haide, ușurel, așa. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Am vorbit cu doctorul. Nu cred că mai operăm la celălalt picior. Chiar dacă e scos din șold. A zis că dacă poate să meargă 10 metri, n-are sens să operăm, pentru că după aia nu va mai putea merge o săptămână, două, pe niciun picior. Și ce facem? Cum mai face ea nevoile? Am rămas cu o lăsăm așa momentan, dacă poate să meargă pe piciorul ăla și vedem ce se mai întâmplă. Oricum și-a revenit, și-a mai revenit, adică am zis poate orice urce scările, să intre în casă singură, nu trebuie să o mai iau pe sus. Totuși pe mică. Ce viteză are. Hai mai uți mai E un câine acolo la vecini și ai acolo. Haide, hai să facem pași. Hai să facem cardio, fetița mea. Așa, bravo. Așa, ești puternică. Bravo. Bravo. Așa, fetiță, haide. Haide. Hai, hai, hai. Ha, ha. Aș mai face odată nevoile. O pișul. Așa, așa, fetiță, hai. Așa, fetiță, bravo. Așa. Așa, hai că poți. Trebuie să-ți faci musculatura la piciorul din spate, că s-a atrofiat sărac, cu picior. Hai! Hai, fetițo! Hai, fetițo! Așa, bravo, haide! Da, du din coadă, e fericit. Mă bucur că poate să meargă, măcar așa să se plimbe și -a un pic, să urce scările, să intre în casă. Urșii mei, vreau să vă arăt cum îmi pregătesc eu o băutură extraordinară. Avem aici un sirop de pulpă de merișor cu miere. Un produs premium, 100% natural, de la miere TVO. Pulpa de merișor are foarte multe beneficii. Uitați cum este, nu este transparent, da? Cum este cel din comerț, făcut cu zahăr. Este doar pulpă de merișor și miere. Are foarte multă pulpă de merișor. Haideți să vă arăt cum se pune, cum se prepară. Punem aici într-un pahar din ăsta de 400 ml. Punem aproximativ de un deget. Este foarte bun uh, merișorul pentru infecțiile urinare, pentru rinichi și bineînțeles, în combinație cu mierea este extraordinar. Are foarte multe beneficii mierea, după cum știți. Ah, și bineînțeles, merișorul acesta are și foarte multă vitamina C. Este foarte bun pentru sistemul imunitar. Așa că în perioadele acestea de COVID cu virus, trebuie neapărat să consumăm ceva bun care să ne ridice imunitatea da? ia uitați cât de bine arată și vă garantez că este extraordinar acum îl agităm bine eu l-am făcut cu apă minerală pentru că îmi place mai mult apa asta haideți să vedem cum este uh -huh. wow extraordinar este dacă vreți și voi să comandați, intrați pe www.pomieretv.ro și puteți face o comandă acolo, oriunde ați fi V-am pupat! Este timpul pentru a doua masă pe ziua de astăzi, și mei, și avem aici o ciorbă. Și-l fumeau bucătara a terminat de făcut ciorba și încă este caldă. Ia uitați cât de bine arată, este o ciorbiță foarte bună cu coaste din astea așa de porc. Ia uitați, afumate! Avem aici o grămadă de cărniță. Mi-am pus două coaste pentru că știți că sunt carnivor și îmi place carne foarte mult. Haideți să vă arăt mai bine. Sper să nu dăm pe jos. Hai că n-am dat. Așa, avem și puțină grăsime, după cum puteți vedea. Carnea de porna este mai grasă. Avem și carbohidrați, da? avem cartofi, avem legume foarte multe, avem ceapă, avem roșii, avem morcov, țelină, da? foarte multe legume pentru că sunt foarte bune legumele. Avem și un colț de pâine din ăsta de la velpitar până din asta intermediară. Așadar avem toate grupele de alimente. Avem și carbohidrați, avem și proteine, avem și puține grăsimi și bineînțeles avem și legume. Nu avem fructe, dar poate o să ne luăm ceva fructe după masa asta, să le mâncăm în loc de desert. Mie mi-este foarte poftă, o să mă bag să mănânc ciorba asta, pentru că știți că mi-e -mi place să mănânc mâncăruri românești, mâncăruri cu care am crescut, ciorbe, mâncăruri gătite. Vă las, vă urez poftă bună. Mi-am luat aici câteva fructe să mănânc după masă. Este ca un desert așa, sau ca o gustare, nu spuneți cum vreți voi. Avem o banană și o pară de la mine din curte. Foarte bune fructele, foarte puține calorii, mai ales în comparație cu ciocolata și cu biscuiții și cu toate prostiile astea din comerț. Și pe lângă faptul că sunt bune pentru calorii, pentru slăbit, sunt foarte bune și pentru sănătate, că au vitamine și minerale și fibre. Pentru masa asta avem doi ardei. Ia uitați aici ce a făcut șeful meu bucătar urșilor. Doi ardei din ăștia foarte fine. un plus cu forța. Avem și niște smântână din asta cu 20% grăsime. Haideți să punem o lingură generoasă de smântână. Avem și două feliuțe de pâine. Ia, hai să spargem un din artei asta să-l vedem. Cum arată? Da, arată foarte bine. Ce ziceți? Ia uitați. Foarte mișto arată. Vă urez poftă bună tuturor. Ia uitați și mei ce avem aici pentru desert, pentru o gustare. Avem niște struguri foarte, foarte gustoși. Să știți că nu sunt murdari, am spălat. Uitați, nu se ia. Vedeți? Sunt spălați și chestia asta nu se ia. Probabil că vor fi pătați, dar n-am cum să să-i spăl așa boabă cu boabă. Oricum nu o să se întâmple nimic. I-am spălat de vreo 3-4 ori în 3-4 ape. mai uitați-vă un pic ce avem aici. Avem doi ciorchini foarte, foarte mari. Eu zic că avem aproximativ un kilogram de struguri aici. Cei care habar nu au despre dietă și despre alimentație o să spună că struguri îngrașă, că nu sunt buni pentru slăbit, dar acei oameni habar nu au ce vorbesc. Strugurii au 65 de calorii pe 100 de grame, deci kilogramul ăsta de struguri are undeva la 650 de calorii, aproximativ cât 100 de grame de unde arahide. Așa că cei care țineți dietă keto, mâncați voi unde arahide. Fraților, mâncați 100 de grame de unde arahide și feriți-vă de carbohidrați, feriți-vă de zaharuri, că habar nu aveți ce vorbiți. Voi mâncați 2-3 linguri de unde arahide, iar eu mănânc un kilogram de struguri și luăm același număr de calorii. Mm, foarte bun! și să nu mai vorbesc de câte vitamine au strugurii și cât de buni sunt pentru sănătate, pentru tranzitul intestinal și așa mai departe. Încercați să mâncați fructe, oricând doriți voi, înainte de masă, după masă, între mese, noaptea, când vă este foame, mai bine mâncați niște fructe pentru că sunt foarte bune, fructele au foarte puține calorii, puteți să mâncați cantități mari și să luați foarte puține calorii și bineînțeles, fiind dulci, vă satisfac și nevoia de dulce, Plus de asta, mâncând așa mult, o să vă umple și stomacul, o să fiți și sănătoși și este exact ce trebuie.